S-au născut cu dizabilități, însă nu este vina lor. La fel ca oricare dintre noi, acești copii au drepturi. Au dreptul la educație, dar ei par să nu conteze. La nivelul municipiului Petroșani, elevii cu nevoi speciale urmează cursurile școlii gimnaziale până în clasa 8-a, apoi se pierd. Până la nivelul școlii gimnaziale, aceștia studiază după un program adaptat nevoilor lor, iar din lipsa unităților de învățământ care să ofere acces la educație specializată, aceștia se pierd printre elevii școlii profesionale. Elevii noștri care fac cursurile la învățământul special sunt mai departe elevii care merg la școlile profesionale din cadrul liceelor. Dar știu că din această toamnă s-au făcut demersuri pentru a se crea clase cu program specializat pentru acești copii. Am înțeles că inclusiv Inspectoratul Școlar, cât și Consiliul Județean sunt alături de aceste licee care vor să înființeze clasele pentru acești copii și probabil se va finaliza în favoarea copiilor. După terminarea celor 8 clase, majoritatea acestor elevi ajung la învățământul profesional de masă, acolo unde programa școlară este la fel pentru toți. Aici, majoritatea elevilor abandonează. La noi studiază până în clasa 8-a, având, așa cum am spus, un program diferențiat, fiindcă este o curiculă diferențiată, care nu mai este corespunzătoare mai departe. Tocmai de aceea se fac demersuri pentru a merge pe o curiculă adaptată nevoilor lor și în cadrul școlilor profesionale în licee. La nivelul municipiului Petroșani se dorește înființarea unei secții pentru învățământ special în cadrul uneia dintre licee. Deși demersurile au început, încă acest proces nu a fost finalizat.